Nici așa de aproape dacă nu... Este un trebuie în nu aveți revolvere, ceva. Câți ani împliniți, maestre? 95. Vă amintiți prima piesă compusă? Cam când a fost, ce a fost, ce ați compus, dacă vă amintiți cumva? Da, păi, trebuie să mă gândesc, are și nu mă slujește capul. Câte coruri ați dirijat, oare vă mai amintiți? Da, păi, tare multe. Nu le-o numără. Câți elevi ați avut, nici asta? Câteva mii. Câteva mii bune. Am înțeles. Puteți spune care piesă vă este mai dragă din piesele noastre? Da. În orice caz, din material religios m-am avântat tare pentru că am fost, așa după cum știți și dumneavoastră, opris o bucată de vreme. Pur și simplu m-a fi zvânturat. Și intervenit de refulare. Nici ultima piesă? Când ați... Uite, acum am terminat un imn pentru Gherla. La Gherla mi-a trebuit un imn pentru cultura acolo, da? Așa e intitulată, Imn pentru Gherla, pe care l-am făcut pornind de la ideea că s-a făcut în sfârșit o atmosferă. Se întreabă că ce dorește. Păi România, așa să fie România și în afară de asta, mai e acolo și niște orășele și unii vor ca să-l vadă Gherla. Așa mai modernă, mai mare. Da? Și așa e lucrată. Maestre, ce v-a atras la muzică? De ce? Ce v-a plăcut la muzică, la cor? Da, păi, frumosul. Frumosul e în mai multe domenii. De ce tocmai muzica, da, mișcarea corală? De ce ar trebui tinerii să facă, să mai cânte în coruri? Cred că, din punct de vedere educativ, are cea mai mare putere. Că, hai să zicem că și ăștia cu folclorul, cu așa că e un mare cântăreț, dar se adresează numai unei, poate sufletului în general mai mare, așa să-l cuprindă tot. Eu mi-aduc aminte de faptul că am avut dascăliță care la școală găsea ocazie în fiecare lecție și de matematică și de orice de ce să facă și un pic de cântare. Și avea liniște și treabă bună la clasă. Alta era mai de modă veche și tot da cu botan acolo la catedră și striga liniște și așa mai departe, dar nu cânta niciodată, că nu știe să cânte. Și faptul în sine, nu știu, miniștri, nu știu, de a învățământului, nu-și dau seama ce forță fantastică l-ar avea dascălul dacă ar avea fiecare și muzica în mână și să se țină cu muzica de, și de studențime și de toată lumea, pentru că e cuceritoare. Ce muzică ascultați? Ascultați muzică în timpul zilei? Da. În primul rând, muzică corală, când avem așa... Aveți preferați? Autori preferați? Da, păi știți cum e treaba. Preferați, în primul rând, îi am pe noștri, pentru simplu fapt că compozitor român adevărat, Iacob Mureșan, de exemplu, care îndrumat și pe tatăl meu, care e acolo absolvent din 1908, în tablou acela, și care le-a transmis un sentiment deosebit de un sentiment de cum să zic eu, de un care se sacrifică pentru frumosul acesta, pentru sacrifică, nu contează. Nu contează bani, nu contează timp, nu contează. De ce eu am dus-o oricum cu un semn de întrebare și cu școala? Că familia mea nu mă mai avea acasă. Eu am fost crescut în Duhul lui Iacob. Și Iacob a fost profesor la toate școlile din Blaj pe acele vremuri. Și
având seama că nu multe vreme au venit și el așa la casă. Și acest sentiment așa de sacrificii, totdeauna acesta l-a avut tot plaja și problemă. Și l-a avut absolvenții, mai ales acestora care au făcut și muzică. Dar nu s-a uitat că de la Blaj s-a bucurat să facă muzică și fostul rector al conservatorului din Cluj, un evreu bine intenționat, așa, care a învățat și el dintre noastre să sacrifice. Ce amintiri aveți de la concursurile la care ați participat? Erau pe vremuri concursuri mai puternice. Acum parcă au mai scăzut competițiile în zona mișcărilor corale. Mi-aduc aminte cu greu că n-am luat numai tot premiul din toate concursurile. Odată la Cluj aici am beneficiat aici acasă la Cluj și de un premiu 2 din partea lui Șerfezi, care era supărat pe noi, profesorul de pedagogie de la București, de la conservator, era supărat pe noi că un student de al nostru de la an, în anul 3 de la institut, a îndrăznit să le spună la, în gura mare la bucureșteni că apoi mai ne-a scris o carte, uite ce facem noi. Și Șerfezi a fost puțin așa nenumenit că cum îndrăznește să vină un student de la Institutul de Tian din Cluj și să zică că știe că se mai multă ca... Mă rog, și supărat a rămas pe Cuteanu, care nu s-a mestecat în afacere, dar și a ajuns să fie. Urmăriți mișcarea corală contemporană, cum o calificați, ce părere aveți, care e evoluția? E pe o direcție bună? Uitați care e situația. La vârsta mea, sigur că suntem mai legați puțin de felul cum se exprimă clasicii, poate și romanticii germani din timpul lui Schubert și Weber și așa mai departe, și poate și ai noștri, Dima, Iacob Mărășan, mă rog, și alții. Dar nu pot să nu mă înclin în fața unor elemente noi care îmbogățesc expresia muzicală a unei sau altea. Chiar ascultam o înregistrare a corului Napoca, parcă, sau cum îi zice, a corului Bena, de elevi. Augustin. Așa. Care îmi trebuie să face un repertor, oricum îi s-ar putea zice, evoluat. Jarda, el a fost între aceste două evoluții la mijlocul drumului. Dar călca și el câteodată, și pe ce era mai modernă și mai... Deci are viitor mișcarea corală românească? Oricum. Românul cântă, românul și mai bec în toate, și cântă fain, și dacă cântă, inevitabil. Vreau să vă spun așa, că am avut ocazie să ascult corul din Maramureș. Corul așa, avem acolo o absolventă, fostă elevă de-a mea, în vârful dealului, în vârful... Aveți noastră și un film care tot așa au vrut să ne lucreze, să ne dea un premiu 2, că niciodată n-am luat alt premiu decât premiul 1 la nivel național. Numai premiul 1. Cu Pop, vă aduceți aminte, în 74, fost asta la Cântarea României. Nu știu, știu că... Dar știți cine e Pop, nu? Mă înțeles cu un film de-al nostru, l-ați cununat și... Voi invita la el la masă... Au, scumpule, câți l-am cununat, la cât nu le-am cântat. Și mai multe nu putem povesti. Da.
mi-aduc aminte. Deci niciodată n-au luat alt premiu decât premiul întâi, sigur. Haideți, ședeți. De ce ați venit azi? Nu. De ce ați venit azi la maestru Cocheanu? Am profitat de participarea la un festival de muzică corală organizat de Episcopia Greco-Catolică la Catedrala Schimbarea la Față. Festivalul intitulându-se Armonii Sacre, organizat de profesorul corului de la catedrala respectivă. De când îl cunoșteți pe maestru Cuteanu? Deci, în an, exprimându-mă de peste 40 de ani, pentru că am avut privilegiul de a fi elevul dumneavoastră la Liceul Pedagogic din Cluj. Am luat de acolo această moștenire plăcută a cântului, a muzicii, motiv pentru care chiar dacă viața mi-a rezervat alte domenii profesionale în abordare, de muzică nu m-am putut despărți. Am reprezentat aici, la festivalul despre care vorbeam adineauri, corul apasionata din Bistrița al Casei Municipale de Cultură, cel grup cultural municipal. I-ați făcut o dedicație maestrului chiar pe scenă, da, am văzut? Da, am venit cu această propunere în festival să se admită ca în cadrul acestei ediții, dat fiind faptul că mâine este aniversarea maestrului, noi, corul apasionata din Bistrița, să prezentăm un recital omagial. Și împreună cu dirijorul am selectat doar piese religioase din creația maestrului. Dascăla noastră, pentru că în mod cert și subțin spus ne-a făcut mai bine. Și unde mergeați? În excursii și cântați sau doar în excursii? Aveam concerte pe toată valea. Deci până la Bruțus urcam și încheiam cu bal la Lupșa. La Lupșa. Și cam cât dura o excursie, turneu din ăsta? Păi două săptămâni. Două săptămâni din 16, exact. Facem și de două săptămâni, pornim către Oradea și la Arad, coborăm pe la Timișoara, poate, și apoi susem și la Mare. A, bine, aia... Acolo avem relații speciale cu școala normală. Avem relații speciale cu toate școlile normale în România, cele vremuri. Deci în 16 undeva... Și atunci îmi dam telefonul directorului că sosim în ziua de... Și avem unde ne culca bună seama, dacă... Unde dormeați? Dacă ne putem îngriji de cele necesare. Că mine, liceu pedagogic și pe traseu, și la Brașov ne opream, trăgeam câte o cântare acolo, pe urmă mergeam la București. Da, la București, da, sigur că da. La Brașov, exact. Când ne-am cântat o Kinder, oare? Da, dar cum? Că da. Păi nu, ați avut și ieșiri în străinătate? Păi asta vă spun, deci oarecum ca recompensă pentru... Activitățile și că am câștigat și cu taraful locul întâi pe țară. Da. Deci atunci a fost Mălinaș, Nelu, ăsta, cum îl cheamă? Petre. Da. Cred că Doleanu. Și Mis și Valete. Exact. Condare. Deci, na. Dar fără excepție, numai la toate formațiuni, locul întâi. Și da. Urmă, sigur, și cu restul corurilor la Chiriac. Vă aduceți aminte când mergeam și la Tulcea? La festival, la... La Tulcea? La Tulcea, da. Sigur că da. Cum i-a zis la festivalul ăla? Ei au făcut un festival special la Tulcea și au invitat coruri de tinere, dar din toată țara. Din toată țara, sigur. Și din corul... Fără excepție, locul întâi. Luam salut. Corul de neve a fost numai noi. Și ne-ați dus cu vaporul la Maliuc. Da. A, bine. Corul... Dar ne-au dus, vă urmă, la Galați. Și noi aveam acolo o pilă de cezarin, tot de probabil că de medicul de gine acolo, cred că ai auzit. Taică-s-o era directorul direcției agricole la Tulcea, și mi-i constăteam. De fiecare dată îl trimitea pe copil cu o geantă mare cu vinuri, dar din alea de fără etichete, fără nimic. Și noi luam salatera în fiecare an
Și turnam, n-avea importanță ce vin era, tot goleam în salatiera aia mare și brân pe vaporaș până la Galați. Și prindea un pic de curaj și striga la, pe malul celălalt. Deci nu lui niciodată. Că mă, era un uniformă rusească peste Dunăre. Că voi ce cotați acolo, e țara noastră? Deci n-am cum să uit, mă, că întotdeauna eram, na, cel mai apropiat și trebuia să am grijă să nu uităm aia, să nu uităm aia, să nu facem aia, să nu facem... Din momentul în care mi-a dat geanta, nu puteam nici la 2 metri să mă mai duc. De ce să... Pe noi ne-a marcat, este clar. În străinătate unde cântați? În ce locuri? Sau era doar excursie? Am fost la München. La, a fost ieșirea de la München la ansamblul folcloric. La Olimpiada. Și în 85 a fost în tot în Germania la noi. Deci ca elevi nu ne... Păi, dar abia pleca mărțișorul. Și pe urmă s-a stricat mai tare. Deci de la... Ca studenți, da, elevi... Acolo erau implicați mai mari. Trebuia să semneze părinții. Trebuia să facă aia, să facă... Turnee din acestea se mai fac în ziua de astăzi? Mai face cineva mai... turnee cu concerte corale? Da. Păi cu elevi, că aici... aici domnilor, două... profesori, mai face cineva turnee în ziua de astăzi corale? De mine, nu știu. Și să-și scoată și banii. Acum nu am îndrăznit să spun cu bilete plătite. Am să uitam un lucru. La 7 seara era cina, îmi pare că la cămin. Fix la 7 era coriștii prezenți. Nu le da la el alții. Sigur. Noi aveam repetiții speciale și program. Și atunci, în fiecare zi, seara de la 7:30, când într-o jumătate seara era gata cu... Așa. Când plecam numai sâmbătă, aveam repetiție pe universității, dacă vă aduceți aminte, dar nu rata o după masă, dar cu atâta plăcere. Transportam instrumentele din Gheorgheni pe universității, pe troleibuz, seara așa cântam cu contrabas, solo contrabas și tot. Era micuț, mai mică. O știți pe Adriana, nu? Asta nu te minte. Aia micuță era soprană, că doar mugure... Brumărelu. Împreună am repetat așa să facem Brumărelu. Prea multe sunt în deci asta era iulie. Cine plătea? Erau costuri. Dar scoteam banii din... Erau cu bilete de intrare. Vă arat scrisori în care îmi comunica să, atunci când vin la Cluj să vin să-mi dea 5 lei 25 de bani că atât au rămas din deplasare și ne împărțea la fiecare. 5 lei 25 de bani. Deci erau spectacole plătite cu bilet. Păi sigur, când mergeam noi. Când în concursul și asta, acolo nu era problema. Acolo... A fost o treabă deosebită, faptul că nu se duceau să păcălească auditorii. Sigur că da. Ce repertoriu aveați atunci? Aveam cor mare, da? Cor mare, cor aveam cor de cameră. Aici am o scrisoare de la Craiova, a unui cadru didactic pe care trebuie să o găsesc. Îmi zice, după ce am venit noi, după ce cântarăm acolo cu coruri de cameră, piesele noastre, zice, de 40 de ani am slujit la școala asta, dar n-am auzit un cor așa ca și cor. Atunci ori sărbători de 100 de ani de la înființarea liceului pedagogic, când am mers. Dacă vă aduceți aminte, ați uitat pe rondou de flori geanta cu bani în Pitești, la Muntenia și ne-am dus încolo până când am ajuns la un pod care ne-a ras practicabilele de pe autocare. Da. Și atunci și-au adus aminte că unde e geanta. Ne-am întors înapoi după vreo 30 de kilometri și geanta am găsit-o pe rondou de flori în fața la hotel la Muntenia în Pitești. Era 500. Și o mers jos, o luat geanta și eu eram în spate pe scaun. Mi-o trântit-o în brațe. No, de acum tu ai grijă de geanta asta. În iulie, deci prindeam în fiecare vară. Eu aveam probleme că trebuia și să cosesc și întotdeauna trebuia să negociez cu tata, să mă lase. Na. În iulie făceam mare și în 18 august, după ce se terminau, de asta vă spun ce program aveam și în vacanțe. În 18 august ne întâlneam și mergeam cu absolvenții. Deci anul 5 era ultima lor deplasare, zona Năsăudului, zona de baștină, domnului profesor. Da. În fiecare an era altă zonă? Nu, astea erau, vacanța de primăvară era nordul Moldovei, Bucovina.
cu mănăstirile, păi mergeam că lumea deja știa de noi, ne aștepta. Și cât încasam de acolo, dar întotdeauna mi-a rămâneau bani. De asta nu mi-aduc aminte, este de la Putna. Când ne-au auzit prima dată cu repetorul nostru, așa, da. Când am venit... Cu voința neamului. Când am venit a doua oră, când am călcat Putna a doua oră, zice, oare, nu le unda ceva de mâncare de la cuptir, așa, să nu le fie foame. Dar nu numai la Putna, la... Dacă ți-a dus aminte și probabil că ai fost cu mine și acolo la mausoleul lui Alexandrie. La Mircești. Da. La... Fosta Nu, yeah. Și am răgușit toți, cu Mariana Iuga, eu, mamă, ce... Na, sigur că s-a supărat pe noi, că am mers mai greu un pic cu vocea și... Na, deci să, ce să vă spun? Amintire extraordinară. Deci ne aștepta lumea să mergem. Erați totuși pregătiți în caz că nu se acopereau cu încasări sau n-a fost cazul? Niciodată n-a fost cazul, dar păi dacă am scrisori în care îmi comunic... La dar cine ți-a pus? Da, eu i-am pus Nelu Iocuța al Corul de Mitisa și Cornelia. Eu obișnuiesc lucrul acesta. Voi să nu cu drag. Să nu spunem. Domn profesor Atitară, ne vedem la anul și... Văd că tot contrabasul e drag. Nu știu cum de unde de la anul, eu zic că voi să vă simțiți bine. Păi văd că din ce în ce mai bine sunteți. Auzi, dacă, eu chiar nu m-am așteptat să fie așa bine. Dacă e văzut asta, e bună, s-am apărțit pe ceva, câteva zeci de ani ne-o vede. Dar mai aveți un pic de răbdare. Da. La 95 o chestie. Câtă luciditate mă avea așa. Deci dacă vrei istorie, eu am absolut o scrisorie care mi l-o trimis. Păi de alea... Da, și eu am corespondență, da. De, eram dragă elegi. Ionică, dragă Ionică. Eram elegi, și în armată, mă, și nu exista să nu ne răspundă la o ilustrată pe care o trimiteam, de pe unde umblam. Ne trimitea carte poștală de răspuns și ne răspundea. Că ne caută, hai Mircea. Dar voi nu puteți spune. Mai nu că eu... Să vă dați mereu sănătate. Să ne vedem bine. Multă sănătate. Și încă o dată felicitări. Mulțumim tare mult. Auzi, vreau să spui ceva. Am vrut să-ți mai dau eu o cântare în plus, care se cântă în general pe Transilvania. Un heruvic vechi. Un heruvic vechi. Da. Cum faci? Îl dați la Alex și mi-l trimite pe poștă? Așa cumva. Vă rog. Bine. Domnule de bine. Domnule de bine, nu, și m-ați făcut de minune iară. Am să mă țin eu de toate scaunele pe aici, că altfel, pic jos, cu cine mă ridică?